În cazul hanului Trei Sarmale, demolarea a fost făcută ilegal. Chiar proprietarul Marian Panainte a recunoscut că nu are autorizație de demolare. Poliția locală analizează acum încadrarea juridică a faptei. În cazul în care a făcut demolarea fără autorizație, proprietarul riscă o amendă între 10.000 și 100.000 de lei. Amenda o va aplica poliția locală, bănuiesc, în cursul zilei de astăzi, când a fost chemat cu documente. Așa cum am și declarat în cursul zilei de ieri, e un fapt regretabil. Noi nu ne ducem neapărat asupra faptei, acolo se va duce organul de anchetă. Ne ducem asupra situației de fapt. Dacă nu ți se permitea să faci un lucru, arată foarte clar că n-ai avut nicio motivație să respecti cadrul de legalitate. Din perspectiva cealaltă, hanul Trei Sarmale era un brand pe care îl poți reconstrui adevărat. Dar de ce să nu încerci să urmărești o cale legală? Că toate scandalurile astea care au fost în Iași s-au întâmplat exact din această modalitate. Lipsa de respect față de lege. Dacă ți se spune fă atât, fă atât, de ce trebuie să faci mai mult? Pentru că nici noi, ca autoritate publică, nu putem face nimic. Noi îl dăm în judecată, până se termină judecata, el a construit ce a vrut el sau a făcut ce a vrut el, când ajungem acolo găsim o altă stare de fapt. Dacă proprietarul ar fi avut autorizație de demolare, dar aceasta nu ar fi fost respectată, amenda ar fi fost între 5.000 și 20.000 de lei. Primarul Iașului susține că este nevoie și de legi mai clare. Se va impune o modificare legislativă foarte clară. Din perspectiva mea, mai este o modificare a legii care nu funcționează bine, în sensul că o construcție făcută neautorizat după 3 ani de zile poate fi intabulată și intrată în circuitul civil, ceea ce nu mi se pare absolut deloc corect. După ce a decis să demoleze hanul Trei Sarmale, proprietarul Marian Panainte și-a propus ca până la sfârșitul anului viitor să ridice o clădire nouă care să respecte planurile inițiale.